Sau și v-am găsit la un nou episod din The Forest. Hai să continuăm. Data trecută era noapte. Adică era noapte, se făcea noapte. Și trebuia să coborăm jos la zona aia cu broaște țestoase pentru a găsi o carapace. Problema este că momentan se face noapte și trebuia să merg la casa asta. Mergem aici, apăsăm pe Z. Facem noapte și vezi cum s-a întunecat cerul deja. Și pe aia mai dormim o dată și facem zi. Sper să meargă. Iep, a mers. De obicei chestia asta merge dacă nu ai canibali în jur. Dacă ai canibali în jur, nu poți să dormi. Adică ți arată că dormi, dar nu te ajută cu nimic. A, și pot să-mi pun topoarele și chestiile aici, dar nu vreau momentan. Astea sunt mai important de făcut. Astea de aici, astea sunt mai... Și am două de astea. Și am una aici și una aici. Bun. O să beau ăsta și o să o luăm la fugă până jos. Mi-arată unde sunt căsuțele, așa că e bine. O să ne întoarcem jos și să văd dacă în drumul nostru, nu o să mă duc special pentru el, dar dacă în drumul nostru găsim botul avionului, o să mergem și ne oprim acolo. Oricum, nu uitați, dacă vă place această serie de Forest, practic e seria canalului, aș putea să zic, pentru că e seria ce mi-a definit... în mare parte genul ăsta de survival pentru mine personal, hardcore survival unde trebuie să mănânci, trebuie să bei, trebuie să așa. Dacă vreți să continuăm, nu uitați să apăsați butonul de like. Și sincer, eu unul chiar aș vrea. Chiar aș vrea, nu știu exact cum o să apară episoadele, ori unul pe zi, ori unul la două zile, vedem. În funcție de ce timp am și eu. Dar de continuat aș vrea să continui. Cel puțin până când apare un alt joc survival la fel de bun. Sincer să zic că am încercat să joc Stranded Deep. Poate o să continui și aia și uite, am mai încerc să mai joc și altele, dar faza e că niciunul nu prea se compară cu The Forest. Nu știu, pentru mine cel puțin personal, cred că e o chestie de gust. Pentru mine cel puțin personal nimic nu prea se compară cu The Forest în genul ăsta survival. Și dacă nu mă înșel, botul avionului era undeva prin direcția aia. Cred. Faza e că prin apa asta... Oh, shit, se duce... Holy shit, se duce... destul de repede. Aerul. Faza e că prin zona asta poți găsești aligator de crocodili. Și dacă nu ai grijă... cum face, doamne... Pe bune, adică chiar și eu, care n-am antrenament, n-am nimic, pot să-mi țin respirația mai mult decât tipul ăsta. Uite cât poate. Deci 1, 2, 3, 4, cred că 5 secunde maxim poate să țin asta respirația. What the fuck, 5 secunde? E destul de puțin, în opinia mea, dar... Bun, și am ajuns pe malul celălalt, noi în partea aia, uite acolo la munte, la sus, acolo eram. Și mă suntem din nou în pădure, dar... Hai să vedem. Aha, aici e gaura aia mare. What the fuck, ce mare e. Dita mai gaura. Nu știu exact ce e înăuntru, dar nici nu vreau să aflu momentan. Noi aveam altă misiune, să mergem să găsim o carapace. Pentru că sus acolo n-avem cum să strângem apă și e destul de nașpa. Dar carapace de asta am impresia că pot să găsesc doar dacă mă duc în partea cealaltă pe plajă. Pentru că pe aici nu văd nicio broască de asta țestoasă. Și am cam obosit. Am cam obosit și nu e bine deloc. Țin minte că avionul era pe o chestie, botul avionului era pe o chestie. O mini insulică așa, dar era mic rău de tot, adică nu de astea mari pe aici. Cred că cineva a picat iarăși pe scară. Deja sunteți obișnuiți cu cineva se împiedică pe scară și cade. Da, s-a întâmplat din nou probabil. A, uite la acolo. L-am găsit. L-am găsit. Bun. Mergem la el să vedem ce găsim acolo. Botul avionului. Foarte tare. De obicei nu-l găsești foarte ușor pe ăsta. Și în ăsta, când îl găsești, e un eveniment destul de important. Dacă auziți chestia asta pe scară, înseamnă că cineva s-a împiedicat rău de tot.
Nu știu dacă se aude, dar de obicei microfonul ăsta prinde cam orice sunet. Așa, și ăsta e botul avionului. Deci știți cum ne-am prăbușit și ăsta e partea din față. Oh, doamne. Oh, doamne. Pilotul a ieșit prin față. Ia uitați-l. Oh, shit. Cred că... Gather turtle shells, nu? Ce am luat de acolo? Nu știu ce e aia. Hai să vedem ce lucruri găsim pe aici. Ce aveam circuite de-astea. Sunt folositoare, dar mai aveam. Adică... Doamne, ce ciudat. Și uite cum a murit ăsta. Ia, ce e acolo? Oh, am găsit flare gun-ul. Am găsit flare gun-ul. Super tare. Nu o să ne ajute cu mare chestie momentan, dar e folositor. Pentru că dacă e să vină vreun canibal ceva, îi dau focul ăsta. Deși sus acolo nu prea veneau așa mulți, dar... Și poți să-ți imaginezi, adică stai aici așa și poți să-ți imaginezi cum stăteau ei și conduceau avionul de aici. Interesant. Așa, hai să plecăm de aici. Și să vedem dacă reușesc să găsesc eu o broască țestoasă pe care pot să o omor. Lasă că toate broaștele astea țestoase pe care le prindeam, nu puteam să le omor sub nicio formă. Adică pur și simplu se ascundeau în carapacea aia și... Na, aia e cea mai bună protecție a ei. Dar... n-ai cum să o iei la pachet. Să o iei acasă așa. Trebuie să o omori, așa că... Nu, trebuie să o găsesc mai întâi. Problema e că eu pierd energie. Pentru că alerg atât de mult, pierd energie și nu am nimic la mine să mănânc. Așa că sper că ne apropiem cât de cât de o bază. Pentru că în baza am mâncare, dar aici nu. Oh, perfect. Perfect, the forest. Chiar ziceam, bă, ce se întâmplă? Adică nu e ploaie deloc. Ce se întâmplă? E ceva neregulă cu the forest. No, a venit ploaia. Posibil să trebuiască să ne oprim să facem un foc ceva și să mâncăm. Prind un iepure de asta? Fuck, vreau un iepure. Vreau un iepure, dar nu e după mine. Măi, cât de superb arată jocul ăsta. În comparație cum era înainte, parcă arată mult mai bine. În afară de asta se mișcă mult mai bine. L-a optimizat prou de tot. Și aici dacă nu mi-aduc, dacă mi-aduc eu înainte bine, era baza canibalilor și după aia era baza noastră, exact după aia, așa că cred că suntem la un metru de bază. Așa. Bine, un metru l-a figurat, că doar nu... What the fuck? Ok, cred că sunt fantome pe aici sau ceva. O să deschidem câteva de astea pentru că au să ne curin ele. Oh, perfect. Păi dacă îmi fac stocul full de aici, de... Oh, calmează-te. Am făcut stocul full de aici de snack-uri. O să fie genial. Bag în tine stocul full de... Și luăm și clot de aici, uite în... sunt pachete. Sunt pachete de... Ce este ce e? Fun drink. Sunt o fel de pachete pe care le aveau oamenii. Da, am aruncat piatra atât de tare încât a lansat masa aia. Ce-i fi eu? Vreo forță a naturii ceva. Și voi vedeți că indiferent cum aș da astea, mi le îndreaptă spre mine. Pac, le îndreaptă spre mine, ca să pot să lutez ușor. Poc, s-a îndreptat. Dacă eu stau așa, să vezi cum se îndreaptă. Poc, s-a îndreptat. Nu știu care-i faza de ce face asta. Câte snack-uri avem? Nu foarte multe, dar... Sunt folositoare, vedeți și voi, deja mi-am adus energia aproape la maxim, plus că facem rost de buz. Și buzul e important din două motive, poate să-ți dea la sete
să smerească aia acolo, poți să le folosești pentru a face molotovs. Bine, momentan am o tonă de molotovs pentru că pur și simplu l-am craftat, dar dacă n-aș avea, ar fi super folositor. Luăm asta, buz de pe jos. Nu știu unde sunt canibalii. Bine, nici nu vreau să știu. Oh my fucking god, poți să miști corpul. Nu făcea asta până acum. Oh my god. What the fuck? Doamne, deci e foarte scârbos, creepy și tot ce vrei. Faptul că poți să miști corpurile astea acum și nu puteai înainte și cu toate mațile ești bleh. Bleh. Ok, mergem în bază. Deja mi s-a făcut rău. Doamne, ferește. Oh, the forest și devii din ce în ce mai creepy pe zi ce trece. Uite acolo e baza noastră. Așa, hai să înaintăm. Bă, nu știu de ce eu credeam că baza mea e exact lângă baza canibală. Probabil m-am înșelat și nu e asta. Vezi cât de mult am de mers între baze? Adică baza e în partea cealaltă a hărții. Oricum trebuia să ajungem aici pentru că trebuie să mergem pe plajă. Și plajă exact în partea cealaltă. Că v-am zis, o să mergem în apă și stăm și notăm pe lângă broaștele astea și când ajung pe lângă mal, atunci le dau una. Doar asta e singura metodă pe care o știu să distrugi carapace, nu să distrugi, să omori broaștele țestoase și să le iei carapacea. Singura metodă pe care o știu, care funcționează. În rest, dacă o prinzi pe mal, tot ce faci, îi dai una și se ascunde. Și n-ai ce să faci, nu merge. Canibal mort pe jos. Și tem capul. Pentru că... Da, desprinde-te, mă. Cap. Așa. I-am tăiat capul și l-am luat. Nu vreau... E posibil... E mai dorm ocazional. Și așa dorm pe jos și nu se trezesc dacă treci pe lângă ei. Și e important să-i tai capul dacă-l vezi. Uite și un cave aici. Nu o să intru în cave-uri momentan. Cel puțin nu până când îmi setez eu toată baza și știu că am totul pregătit. Iar după aia vom intra și în cave-uri. Vreau să ajung la poarta aia de metal. Acolo cu siguranță e baza extraterestrilor. Vreau să vedem cum deschidem, cineva mi-a zis că trebuie să pui nu știu ce topoare pe o piatră, trebuie să faci nu știu ce. Sunt mai multe chestii pe care trebuie să le faci ca să ajungi acolo, înăuntru, dar vom vedea. Doamne cât de superbă e apa! Uite puțin cât de mișto arată. Vreau să beau, nu mă lasă să beau de aici, e murdară? E, toată apa asta e murdară, în general, da. Asta nu contează, pentru că noi o să bem oricum. Vezi că face, bleh. Dar nu te afectează cu nimic. Poți să bei practic de oriunde. Adică scade foarte puțin din viață. Prea puțin ca să conteze. Am grijă pe aici. Doamne, dar ce departe e. Eu nu mi-aduc aminte să fi fost chiar în halul ăsta de departe. Și nu mi-aduc aminte ca harta din The Forest să fie așa de mare. Ori m-am învârtit eu în cercuri. E posibil și chestia asta să mă fi învârtit eu în cercuri? Cred că da. Cred că m-am învârtit în cercuri. What the fuck? Pe bune? Așa e când nu ai o busolă sau ceva. Noi nu avem busolă deloc. Că mă gândesc că acum unde mergem... Da. Cred că m-am învârtit în cercuri. Doamne, ferește. Așa, îmi dai și peste microfon. Genial. Voi încerca să găsesc baza cealaltă până la urmă. Dar sunt confuz pentru că muntele ăla arată ca muntele de unde am plecat noi. Și totuși eu nu mi-aduc aminte să mă fi învârtit sau ceva. Cred că am mers drept, dar... Zona asta pare ca zona de unde am venit. Știți, asta e faza. A, uite, botul avionului, da, ne-am învârtit în cerc, tare. O să merg spre centru, shit. Uite-i, canibalii.
Și ziceam că prin zona asta nu sunt canibali, da, da. No, ăștia stau peste tot. Adică nu, pentru ei nu contează, probabil doar în zona în care a nins și nu le place că e zăpadă, probabil doar pe acolo nu o să fie canibalii, dar în general peste tot o să-i vezi. Ok, deci sunt unele căsuțe mici, cum ar fi aia de jos. Mă gândesc că aia sau aia, mai degrabă aia de acolo, sunt alele pe plajă și acolo cam în zona aia ar trebui să ajung. Mă gândesc, nu știu. Nu știu. Dar n-am mai jucat de ceva vreme de forest și uite, deja m-am rătăcit. Să ai grijă pe aici că poți să-ți rup gâtul super original. Holy shit, uite canibalii. E una singură. Oh, nu, sunt mai mulți, fac. Dar voi vedeți că acum când te întâlnești cu un canibal nu mai, nu te mai iau la fugă sau nu-ți mai zic nimic? Cel puțin eu n-am observat să-ți mai zică ceva. Nici nu s-a luat de mine, probabil i-au schimbat comportamentul? Foarte posibil și asta. Totuși trebuie să ajungem la un safe point ceva. Bun, trecem de asta, de lacul ăsta și sper să ajungem. Deci sunt câte două, două acolo, două în partea cealaltă, trei în partea cealaltă. Astea sunt bazele mari, iar bazele mici sunt asta și cu mai una mică pe undeva. Dar o să mergem la aia de acolo. Și sper să dau de aia de pe plajă. Da, uite că am ajuns unde trebuia. În sfârșit, după ce ne-am învârtit în cercuri, am ajuns și unde trebuia. Că pe plajă. Și aici avem un drying rack cu mâncare. Avem de asta de băut chiar. Am băut. Să și mâncăm. Și suntem în regulă. Ei, acum toată faza e să așteptăm să vedem când vine o broască de aia țestoasă. Uite-o. Pac și-am luat. Ați văzut? Asta e șmecheria. Și o să mai iau una. Nu mai am loc. O să iau doar una singură. Nu știu. Și vedeți, de aici poți să iei 7 milioane de astea, da? Cred că doar una singură poți să iau momentan. Bem niște apă, ne luăm niște de ăsta și în regulă, am făcut rost de ce avem nevoie. A fost un drum destul de lung, dar o să ne întoarcem și o să ne continuăm baza. O să salvez momentan, facem un save pe slotul 1 și da. Dacă v-a plăcut The Forest și vreți să continuăm seria, nu uitați să apăsați butonul de like și ne auzim data viitoare. Pa, pa!